Bine, trebuie să fac, trebuie să fac neapărat asta în română, trebuie să-l fac. Înțelegi? Da, trebuie să fac român. Eu am fost blocat 4 ani de zile, sau 5, 5 ani de zile, cred că am fost blocată. Pentru că un animal dat mie prost, n-ați văzut. Și ce înseamnă? Mediocru, mediocritatea cognitivă. Un prost care nu știu că nu era, el nu știe engleză și nu știe DSM. Și nu știa diferența între bestiality, care înseamnă să faci sex cu animale, înțelegi? Efectiv, sex cu animale. Da. Și să violezi un animal. Da. Așa. Și să faci sex cu o persoană care pretinde că este un animal de pluș sau să faci, cum faci sex cu animalele de pluș. Cu forma ceva sau să fii tu, ai să ai forma unui animal, se numește, da, ok, 5 ani de zi, ne scrie acum, dragă, da, știți, eu m-am revenit datorită ultimului, asta e pozitiv în firma aia, mi-au făcut cont pe site-ul ăsta datorită lor, mă rog, datorită fetei care acum este în Olanda. Așa, toți unii fete care este în Olanda, eu am avut site-ul ăsta deschis, că v-am spus că era blocat 4-5 ani de zile, am fost blocat de pe el, din cauza unor incompetenți, vorbește cu mine, bă, închide gura, că nu-s măta, dacă bătam teabă, tu te-o tăbat, deci, peste gură, cu cuvintele, bineînțeles, că n-ai cum, da, și prostul, că e prost, ce să facem, îi știți pe gândi, au ucit, au se pune jos, știți, ultrasensibilii, da, sau aia care pretind că sunt, știți, pe Bendeac? El face așa, da, dar cel are ca pe unul, curat, curat. Astăzi, băi, eu nu e, că sunt mândră că a trecut de la narcisism la empatizare și câteodată e ultrasensibil, la fi un empat, adică o persoană, un geniu emoțional mai este. Dar mie îmi place ca actor, v-am zis, da, drăguț, nu vrei să mă interpretezi și pe mine, știi, că eu sunt chiar frumoasă, chiar sunt mișto, dar știi când m-am enervat că n-aveam voie, chiar m-am dus, adică eu m-am enervat că n-am voie să mă duc. Știi? Adică, ca să știi și tu, astea care fac video chat nu se duc cu adevărat care fac video chat. Nu proastele care le s-a spălat creierul de către proști care se duc la și stau și se uită în la terase. Da? Pe mine mă invită aia care sunt proprietarii la terase mult mai des. Da. Ai, n-am timp mai des. Mai știu, cred că sunt locuri unde mă duc o dată la nu știu timp, la câteva luni. Da. Că eu sunt om bun simț, știți? Da. Spre deosebire de voi care vă imaginați, mamă, tratează, nu, vă tratez pe gunoaiele de bărbați care sunteți, băi, așa, știți, smecheni, aveți de simț, stăți, e rău, dai jos. Bunica ține afară pe bunicu, v-am zis, uite, pe prisp. Așa, ai deschis gura? În fața unei femei care riscola coc tine, da? Deschis și nu vorbești. Da. Bun. Și ne scrie nouă, după ani de zile. Da. E un mesaj care a fost trimis la toate. Nu m-a scris mie special, că eu nu sunt părătața din Balcani. Te trec și pe asta. Țăranca lec. Așa. Da, țăranca, mă, și țăranca. Ai, canal. Tânguri pe toți aceștia care scrie din mari șmecheri. Așa. Și scrie. Dragă imperatrița Sadu, că sunt sadic, eu m-am mental, te-am... ești mâncat. Ești mâncat. Așa. Spartă, nu că nu te umuți facăură la creier. Nu. Ți spart frumos, că e frumos. Și nu fut creierii. Nu. Îți dorești un glonț în cap. După ce ai de face cu mine. Dar nu ți-l dau. Nu-ți dau satisfacția asta. Asta ca să fie clar. Satisfacția asta nu ți-o dau. Stai
suferi, că eu sunt mai deșteaptă și mai inteligentă. Deșteaptă din punct de vedere emoțional, că vin aici și eu tot și au nevoie, pleacă. Rămân cu alăci. Mai ține că îți faci căruța. Opa, zânga, zânga, zânga. Bun. Și scrie. As part of your initiative to bring new experience and empower you. Ai, te ne puternișești rău de tot. Da. To succeed not only in webcams but in life in general. Now they are interesting in succeeding in our life. Na. To be accused by something that you didn't do yet. By a fucking idiot watching a screen and because you didn't understand what the fuck you do yet. Sometimes. Yeah. I can be a bell. Do you know? Ring a bell, ring a bell, ring a bell, and ring a bell, ring a bell, and ring a bell. Just, e util. E util. Da. Let's continue. Îmi pare rău pentru aia care nu știe să vorbească engleză și nu înțeleg. Înțeleg. Da. Așa, că eu sunt ironică și în engleză. Da. Mă ironizez sarcas. E a doua limbă. La mine sarcasmul, ironia, și nismul pun în cafe. Al dracu iarna în cafe. Trebuie să o fac. E și greu să faci. Da. Așa. E muncă, știți că e muncă și îți faci propria ta cafe. Să-mi țâp după unul, să dei cafe. Al dracu din noroșit și sunt ieț. Dacă ți-aduci cafe, ți-i comporți frumos. Îți mulțumesc. Atunci zici mulțumesc. Când zici dispari, nu trebuie să zici mulțumesc. Dispari! Fără mulțumesc! Cam așa în gura ta. Că nu pot. E rău. Deci nu vine. Vine doar să zic. Nu vine să-și fac. Aia e problema. Da. Când nu-ți aliniez cuvintele cu faptele. Asta e singurul moment în care eu nu-mi aliniez cuvintele cu faptele. Cât de trist. Da. Mai departe. Și scrie aici că ar vrea să știți, noi sunt foarte interesanți, că am să succeedim like a lifestyle și eu trebuie să plătesc facultate. Da. Aveam practic și n-am bani. N-am bani, am practic. Să mă duc în Roma și n-am bani. Nici să mă cac. Mă duc să dorm sub un pod. Asta mă interesează tot geografia și topografia din orașului Roma și poate găsesc și eu un pod unde să dorm, că poate și aia care s-o pat în cur o să aibă deși să zică că am ajuns cerșătoare la Roma. Da, îi țin eu un chivară, așa, să-mi iau un pat de șala și pun de șala care se umfle, știi, și fiecare s-ar fac etic, să faci și la plămâni, bun, mai fumez. Așa, și îl umflu și doar sub șerul liber și dacă mai treabă cineva că eu sunt singură, cum să știu singură, ești din stieli, o să am animale prin jur, dar cum o să vin la mine? Mă pitez. Nu, dacă doar sub pod, Roma, da, sub pod, doar ce dracu să fac dacă n-am bani, să sărbina că am avut bani să zbor până acolo, că nu știu dacă o să găsesc un italian care să mă plac. Măcar să mă iei la el acasă. Înțelegi, da. Și care când vede că nu fac sex, o să mă numească cazzo. Tu ca să înțelegi, curvă. Asta înseamnă. Că nu stai fără futut. Ți-ar sărășia mătii de animală. Deci credeți că am enervat numai români? Azi nici știți. Vezi voi când vă enervează, când se enervează italianul, că nu... Mai ales așa la care a fost crescut, poți și el și român, poți și el și... rus, poți și el și din alt și american. Nervează că n-ați stat la futut. Cazzo. Merda de cazzo. Na. Să ne pupim cur. Așa. Un continuăm noi așa. Adchierea este așa, nu mai stai. Da și n-ai, cine ai avut? Ți-am dat, ți-am cumpărat deșele de pus pe masă ca să ai și ștergi.
Da, ți-am cumpărat și mobile ca să ai ștergi, ștergi, da. Da. Și boieli să ai ștergi când eu mă duc să fac altceva. Neroșita dracului! El n-a înțeles că el nu merită. Nici unul din voi nu înțelegeți că nu meritați. Sexul nu se include. Trebuie să-l câștigați. Trebuie să-l meritați. Da, bunicu știe. Dar numai că poți să mai aproște așa. Următoare. 50-50 aici. iMLife is offering integrate coaching for those of integrative. Rămânii dyslexia pe gât. În gât se oprești și faci jbum. Da. Așa, integrative coaching for those of you that might be interested in situation of high stress. Yeah, I'm stressed. Yeah, highly stressed. I don't have to eat. Frigiderul ne-o da bloc. Da, ne-o da frigiderul bloc, adică un bărbat, văd și ni frigiderul. Da. Eu n-am cum să-l consider carne. Ca să-l bag în frigider, să-l păstrez pentru mai târziu. Și eu subtil, că eu stare utilă, eu deșteaptă, cum a făcut, ne tragi din neam deștept, vrăjitoare. Da, ne tragi din neam de vrăjitor cu mătura. Ai grijă, bă, dacă bei, nu poți să te duci să zbori cu mătura, ca să știi. Așa. Două săptămâni trebuie să fii liber. Asta numai dacă îți crești arichi, da, de vultur și zbori. A, da, nu trebuie să te îndrăgostești. Ei, îndrăgosteala e prostie curată. Dacă te îndrăgostești pe două minute, dai și din îndrăgostirea, să fii trigorul la tine, nu la prost, că am mai încercat odată. Și nu știu prost ce să facă cu trigger-ul. Pleca să moară. Da, să laudi. Lauda de ghine nu miroasă. Lauda de ghine nu miroasă a ghine. Lauda de sâni. Lauda de sâni nu miroasă a ghine. Da, să laudi. Că el e așa extraordinar. Și tot, da. Hai să mai departe. Da. High stress, loss, adică pierdere. Da. Deci cât vine unul, ție tot genialitatea emoțională și te trezești. E bun, dacă te lasă jiu, e ghini. E așa. Dacă te omoară, Doamne ferește. Okay, and changes is where coaching can be a great help. Couch! Cara la noi, adică. Care în gură. Can be the great help. If this resonates with you... Nu rezonează când suntem alt frecvență. V-am zis că frigiderul meu da bloc. Da. Eu am zis că acolo îmi pun, da, eu îmi pun înghețata acolo. Da, și punem înghețat și mai punem acolo. Vai și ne să ungi, e tortul. De-aia nu putem să dormim noaptea, că avem tortul frigider. Așa. Aoleu, deja îmi faci palpitații. Și tu nu mai știi, n-ai avut la măta acasă, bă, dar n-am cat eu atâta dulci și n-am cat nici măta, familia lui măta de dincolo, că la sărași care eram noi, chiar dacă eram sărași, pe vremea lui Șoșescu, da, nu sărășii ca voi, da? La noi în casă era întotdeauna ceva bun, din mâncare, da. Eu întotdeauna am avut ciocolată, că nu, deși adică ar fi ca și tu. Când te cași în gură cu mine. Șerț! Da, și Dumnezeu nu s-a putut dracu să ducă să caute pe... să facă stei la masă amândoi. Da, Dumnezeu cu dracu. Și să și ghine la tante asta. Adică mie.
Și știu dacă să fac gay și ei, gay bang, gay. Gang, gang, gay bang. Nu contează. Genga benga, linga benga. A venit unul, s-a supărat pe un băiat care e gay. V-am zis că la mine nu vine nimic, le frică, le frică să le vomă, nică tat, îi întorc înapoi. Îi întorc, deci, îi pun pe conductă. S-a dus și s-a vomat acolo la băiat. Nu ți-e rușine să te prostituiezi! Vomat, prostituata mișto. Nu a avut neamul tău cu toți neamul de dincolo din neam, de plăcerile care înseamnă o prostituată. Păi tu știi, pe obține plăcere. Ați auzit de plăcere? Noi astea care suntem cinst... avem cistită. Ne cistesc băieții fără... nu ne mai cinstesc. Nu ne cinstesc. Eu am ștă și fără cinstit. Da. Așa. Ne-au cistit băieții fără... da? Să văd. Rămâi dator. Pe lumea în altă, vă dați seama când mă primesc. De-aia îmi dau eu o grămadă de... îmi dau singură. Viața asta m-a ajutat să înțeleg orgasmul și mi-l ofer singură. Mâna stângă, mâna dreaptă. Mai găsesc eu ceva. E, deci, toate din casă îmi sunt utile. Niciun din voi nu puteți să fiți. Nu sunteți prea ocupați, fiți bulii. Da. Și aici am scrie că dacă rezonează. Nu rezonează. Ciorba mea. Am ciorbă, v-am zis că am ciorbă de burtă astăzi. Am mâncat și de trecute. Dar nu cred că o să o mănânc pe toată astăzi. O să mănânc jumate acum și jumate mai târziu din castrol. Da. Că eu așa mănânc. Nu mănânc mai ce-mi place. Da. Și mănânc puțin. Da, ca să nu mă ufui iară ca animala. Și dacă se poate, plescăi. Da, plescăi. Plescoi. Rezoi. Plânzoi. Da, bine și așa. Și eu, bun rău, da. This quiz is for pre-screening purposes. Și te interesează așa dintr-o dată, interesează așa de relația cu cu modelele, da, cu modelul ca mine sau azi, știți că e în cur. Așa. Ne auzim de bine, mi-a dat și mie odată un like. Da. De fără like, alții. Și nici n-am buton de adresa, am buton. Ne auzim de bine, băi, omnia, vreau doar să vă zic. Interesant de coaching. E doamne coaching, vă duceți acolo, vă găsiți și voi, că nu mai cerșiți de la noi 50 de euro. Ia vezi dacă reușești. Bani de la copiii care n-au de mâncare. Stăuții. Știi când? Când mă fac plop mere și răchita micșunele, fă. Atunci o să fac eu coaching. Că nici nu știi și aia, vezi cât de coaching. Oș. Vezi că nici limbi nu știi să dai. Ca să-ți dai o ție 50 de euro. Dar nu acolo, în altă parte. E pe creier. Știi? Să dai? Nu știi. Las.